Hei, salutare fraților, eu sunt AK și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu. Astăzi vreau să fac din nou outfit rating la pozele pe care mi le-ați trimis ieri pe Instagram și vreau să vă mai spun încă o dată că nu am niciun hate pe nimeni, nu e nimic personal cu nimeni, pur și simplu e doar părerea mea și gusturile nu se discută. Să-i dăm drumul. Și începem cu un outfit mai casual, cred că a vrut să fie, cu o cămașă slim fit, o pereche de pantaloni scurți albi, o pereche de Nike Air Force și niște șosete albe în picioare. Începem cu cămașa. Cămașa mi se pare că e puțin cam prea slim fit, pentru că acolo unde face legătura cu pantalonii, unde vin peste pantaloni, nu dă foarte bine și nasturele ăla, dacă vă uitați atenți, cred că e puțin cam chinuit. Perechea de pantaloni, materialul pantalonilor scurți, nu merge deloc, mi se pare că este un fâș din ăla. Șosetele se văd, ceea ce mie nu-mi place deloc. Per total să zic o notă de 6.80. Aici avem o ținută mai streetwear, să zic așa, un tricou alb, simplu, din partea asta atâta văd, o pereche de pantaloni scurți negri cu o dungă albă și niște Balenciaga Speed în picioare. Ca ținută, să zic, mi se pare clean în mare parte. Îmi place și tonul, să zic așa, de black and white. Ochelarii nu știu dacă sunt cei potriviți pentru ținuta asta, dar să zic o notă 8, o notă de 8. Și nu dau nota 8 pentru care Balenciaga Speed în picioare, nu știu, îmi place per total, îmi place până la nota 8 ținuta. Mi se pare că nu a greșit nimic și o ținută curată, să zic așa. Aici avem o ținută, la fel zic eu, streetwear, cu un tricou alb Marcelo Burlon. Îmi place, cum am mai spus și în video trecut, că nu e tricoul ăla pe care l-are tot Bucureștiul cu negru și albastru. Îmi place. O pereche de pantaloni scurți Emporio Armani și niște chain reaction-uri în picioare. Ce nu-mi place mie la outfit-ul ăsta, să zic, logo-ul ăla, care mi se pare prea mare și, nu știu, nu e gustul meu. Dar, în rest, așa asortat, ca și culori și ca brand-uri, eu zic că, na, cât de cât e ok. O notă de 8. Aici avem o ținută în mare parte black, cu un tricou Karl Lagerfeld, cu o pereche de pantaloni scurți Bikenbergs, cred că zic bine, și am auzit firma, dar nu știu exact cum se pronunță, o pereche de triple S-uri în picioare și niște șosete negre, deci cu șosetele la vedere. Sincer, mie nu-mi prea plac șosetele la vedere, nu-mi place să se vadă, doar că în outfit-ul ăsta parcă arată altcumva. Nu se văd mult, șosetele sunt negre, la fel ca outfit-ul. Vreau să menționez aici, pe lângă outfit, să zic așa, de accesorii, ochelarii respectivi, încerca să, nu știu, cei ce sunt cu ram mai de metal, încerca să nu-i purtați la outfit-uri street sau sport, încercați să-i purtați la outfit-uri mai elegante. În rest, îmi place outfit-ul. Și ca să dau o notă, dau undeva la nota 9. Pot să zic că mi-a plăcut outfit-ul ăsta. Aici avem un puști cu o șapcă, un tricou Nike, o pereche de pantaloni cargo. Pantalonii și cu șapca se potrivesc pentru că au același model, modelul Army. O pereche de Nike în picioare. Sincer, nu îmi place mie personal outfit-ul ăsta, adică modelul ăsta de outfit. Doar că pe el îl prinde bine. Mie mi se pare un outfit care nu a ieșit deloc din context cu ceva ce nu se potrivește. În afară de șosetele alea care se văd puțin că sunt șosete albe acolo și parcă nu dă foarte bine. În rest, pot să zic că îl prinde pe puști outfitul ăsta. Și ca să dau o notă undeva la nota 8. Aici avem la fel o ținută mai streetwear cu un hanorac off-white. Mie personal nu-mi plac foarte mult șnururile alea atât de lungi la un hanorac, dar, na, e doar părerea mea. Cu o pereche de pantaloni negri cargo și cu o pereche de Jordan în picioare. Nu văd foarte ok de aici, dar Jordan cred că sunt.
ca și culoare s-a asortat foarte ok. Îmi place și că a ales să-și ia tricoul ăla negru pe dedesubt ca să dea tonul ăla de negru. Se potrivește și cu pantalonii și cu Jordanii. Nu-mi place, cred că și-a îndoit pantalonii, ceea ce nu e foarte ok la pantalonii ăștia cargo. Iar hanoracul mi se pare puțin prea lung dacă vă uitați la mâneci. Știu că se poartă astea mai oversize, doar că părerea mea că nu stă bine în outfitul ăsta. Ca să dau așa o notă undeva la, pe total, 8.50. Următoarea ținută, pot să spun că nu e deloc pe placul meu, cu un tricou Nike, o pereche de pantaloni scurți Nike, o pereche de șosete Adidas și niște sneakers în picioare. Eu încerc să nu combin niciodată Nike cu Adidas. Părerea mea că sunt două firme rivale și nu, încerc să nu le combin niciodată. Ori îmi iau Nike cu New Balance, ori Adidas cu New Balance. Deci Nike cu Adidas, părerea mea că nu merge deloc. Plus că sneakers și respectiv au limba puțin mai mare și șosetele la fel. Și atunci se văd foarte urât. Materialul pantalonilor nu e potrivit cu materialul tricoului, deci nu merge deloc. Părerea mea că nu e ok deloc și a reușit să asorteze doar culorile, să zic așa. Nu știu, dau undeva la nota 6. Aici avem un tricou Off-White, o pereche de pantaloni, cred că sunt Vagabond, ceea ce nu sunt pe placul meu deloc, și o pereche de Triple S-uri în picioare. Nu știu, pantalonii ăia parcă strică tot, după părerea mea. Și nu, altceva nu am de comentat. O pereche de Triple S cu un tricou Off-White și cu niște pantaloni. Nu știu, mi se pare că pantalonii strică tot, dau undeva la nota 7-80. Că în afara pantalonilor mi se pare un outfit ok. Aș fi ales orice altă pereche de pantaloni, dar nu aș fi ales o pereche de pantaloni strâns pe gambă și, nu știu, cred că pantalonii sunt și cu tur. Nu știu, bănuiesc că sunt, pentru că din poziția asta nu văd ok. Următoarea ținută e o ținută full Nike, îmi place, cu un hanorac Nike, o pereche de pantaloni scurți Nike, niște șosete Nike și o pereche de Air Force-uri 1000 în picioare. Îmi place, chiar îmi place ținuta. Tot ce nu-mi place la ținuta asta, să zic așa, șosetele alea sunt ridicate prea sus, dar în rest mi se pare un outfit ok și chiar și accesibil, adică nu mi se pare scump deloc, dovada că te poți îmbrăca bine chiar dacă nu investești bani mulți. Și da, o notă de 9. Dau nota 9. Aici avem un tricou, îmi place brandul ăsta, Eichnomuchnit. O pereche de pantaloni negri, care îmi plac, și o pereche de Nike Air Force în picioare, tot cu negru, asortat ok. Vreau să vă spun că în cazul pantalonilor îmi plac șnururile să fie un pic mai lungi. Nu e ca în cazul hanoracilor, care nu sunt pe placul meu să fie șnururile atât de lungi. Dar pot să zic că o ținută bună, nu a ieșit deloc din tema outfitului, și culorile sunt ok. Un pic chiar așa speriat la poză, dar cu mai multă atitudine era un outfit super. Undeva la nota 9. La fel, nota 9. De altfel, aici avem o altă ținută cu un tricou simplu alb, o pereche de pantaloni scurți gri și niște șosete Nike în picioare și cu niște Nike-uri. Nu prea multe să comentez la outfitul ăsta, poate un pic să fie mai pantalonii să fie mai călcați și șosetele să nu fie atât de ridicate, dar în rest mi se pare un outfit cât de cât ok. Și simplu și accesibil, mi se pare chiar ok. Avem acolo un coș de gunoi în spate, dar nu dăm note după ăla. Să zic așa, o notă de 8. Nota 8. Aici la fel avem un puști care mi-a trimis o poză mai artistică puțin, mai, cred că mai de model. Tricoul nu știu exact ce îi, sper să fie Nike, adică să nu fie Adidas, orice alt tricou, dar să nu fie Adidas. O pereche de
pantaloni scurți Nike, niște șosete albe Nike și niște Vapor Max-uri în picioare. După părerea mea, la outfitul ăsta nu mergeau șosetele astea, mai bine erau niște șosete scurte, se vedea mai ok. Nu știu, să zic așa, în afara șosetelor și să sperăm că tricoul lui Adidas dau undeva la 7.50. Cred că am și o nuntă aici lângă mine, cineva cred că se distrează tare, dacă se aude pe fundal un pic de muzică populară, să știți că hopa-i țurai și țurai. Și e și eu fix bat clopotele, așa, excludem asta. Și ca să fac un top 3 al outfiturilor, părerea mea că aceste outfituri au fost cele mai bune. Și să zic că pe primul loc sunt la egalitate aceste două outfituri, părerea mea. Și cam atât a fost episodul de outfit rating de astăzi. Nu vă spun să vă îmbrăcați ca mine, fiecare se îmbracă cum vrea sau cum vrea. Da. Tot părerea mea, nu am nimic cu mine. Nu spun să vă îmbrăcați ca mine sau cum zic eu, fiecare se îmbracă cu ce vrea și cum vrea. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă deocamdată n-ați făcut-o, să dați și pe Instagram, să vă abonați mai mult și aici. Și până data viitoare, aveți grijă de voi. Vă